Salutare, Ion! Bun găsit, doamnelor și domnilor! În acest moment mă aflu în incinta Muzeului de Istorie a Orașului, cel care astăzi și mâine găzduiește un program științific-cultural vast cu prilejul Hramului Orașului, dar și a faptului că în acest an turnul de apă împlinește 130 de ani de la fondare. Însă mai multe informații despre suita de evenimente organizate ne oferă doamna Valeria Surucianu, directoarea instituției. Bună dimineața și la mulți ani! Bună dimineața, bună dimineața, chișinăuieni, bună dimineața, Chișinău. Acum aflăm în sala panoramică a Muzeului de Istorie a orașului Chișinău. Este cel mai înalt punct al Chișinăului, Chișinăului istoric. Și această sărbătoare frumoasă deja a devenit un prelej foarte vast pentru publicul nostru. Se promovă nu doar această sărbătoare religioasă, dar și patrimoniul orașului nostru, care merită să fie promovat și valorificat. Și cu acest prilej, Muzeul de Istorie a orașului Chișinău a ieșit cu mai multe evenimente culturale și științifice, care sunt în anul acesta dedicat turnului de apă. Turnul de apă, după cum știți, găzduiește Muzeul de Istorie a orașului Chișinău și anul acesta împlinește 130 de ani de la înființare. Ieri, în ajunul sărbătorii, am avut așa o frumoasă un vernisaj de expoziție, bănuiesc. Da, am avut un vernisaj de expoziție care astăzi este prezentat în cadrul selei panoramice. Este o expoziție de pictură dedicată orașului nostru, orașul meu pe șapte coline, așa denumită expoziție, pictorița, artista Inga Iedu. Într-adevăr, dacă puteți observa, lucrările care sunt în această sală redau dispoziția orașului, orașului nocturn, orașul ziua. Mai multe sunt lucrările cu o dispoziție de toamnă. Într-adevăr, este o perioadă când pentru orașul nostru este foarte importantă și inclusiv prin cromatica de culori. Apropo, vreau să ne mai treceți în revistă ce alte evenimente vor fi organizate pe parcursul acestei zile, dar și mâine, astfel încât chișinăuienii să poată veni aici să admire și să participe la toate evenimentele. Astăzi ușile muzeului de istoria orașului Chișinău vor fi deschise pentru publicul larg și în sala panoramică va avea loc un masterclass de arta tapiseriei, care va fi prezentat de colega noastră, doamna Raisa Lungu. Este un meșter popular, membru Uniunii Meșterilor Populare din Republica Moldova, și publicul larg, copiii pot exercita această tehnică de a crea meșteșug, mai degrabă. Meșteșug de a crea o tapiserie contemporană. Dar și am avut ieri o lansare a cărții poștale care este dedicată turnului nostru, care anul acesta împlinește 130. Turnul de apă face parte dintr-un proiect mare care a fost inițiat la sfârșitul secolului XIX, proiect care este legat cu aprovizionarea cu apă orașului Chișinău. Este primul apiduct. După cum cunoaștem, au fost construite două turnuri și, cu părere de rău, turnul care se afla la intersecția străzilor Veronica Micle, actuală Veronica Micle, și Alexandrie, cu părere de rău, în 1963 a fost distrusă. Dar noi ne mândrim că această clădire s-a păstrat și suntem un
suntem în ori că expoziția muzeului se află în această clădire istorică. Totodată, astăzi, pe pagina Muzeului de Istorie orașului Chișinău va fi plasat și un film documentar dedicat orașului, turnuri de apă, repere simbolice ale orașului Chișinău. Acest filmuleț a fost lansat ieri în cadrul evenimentului care noi am realizat în parteneriat cu Universitatea de Stat în cadrul proiectului Cultura promovării orașelor din Republica Moldova prin arta și mitopoietică. Coordonator al acestui proiect este doamna habilitată Alena Grate și în cadrul acestui proiect Muzeul de Istorie a orașului Chișinău pregătește și o expoziție dedicată turnurilor de apă care deci, va avea loc. O suită de evenimente foarte frumoase care merită a fi vizitate pentru a fi admirate ulterior. Noi vă mulțumim tare mult pentru toate eforturile pe care le-ați depus în ultima perioadă pentru a găzdui toate aceste evenimente frumoase și vă dorim o sărbătoare frumoasă. De asemenea, dragi telespectatori, să aveți și voi o sărbătoare cât mai minunată.